Dacă în anul 2015 la sediul Apia Mureș au fost înregistrați circa 28.000 de beneficiari, anul acesta numărul a rămas același. Dintre aceștia, aproximativ 7.000 au depus cereri unice de plată pe sector zootehnic, din care 5.500 de fermieri activează și pe sectorul vegetal. Se pot prelua cereri atât pentru fermierii care lucrează în sector vegetal, cât și cei care au și zootehnie. Deci, îi așteptăm să vină, să ne încadrăm în termenul 15 mai, termenul de depunere a cererilor fără penalități. Toată lumea are treabă, dar dat fiind faptul că e vremea rea, să zic așa, au timp să se ocupe și de problemele acestea administrative. Pentru a primi subvențiile din sectoarele zootehnic și vegetal, fermierii trebuie să facă dovada utilizării cantității de motorină, situația suprafețelor pe care le dețin și documentele fiscale de la furnizori. Cererile de plată pot fi depuse de administratorul, reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia cu dovada actului de identitate a persoanei în cauză. Indiferent de sectorul pentru care solicită subvenția, beneficiarii depun și o declarație pe propria răspundere cu privire la încadrarea în categoria firme în dificultate dacă au survenit modificări față de cea inițială.